Începe tu, vreau. Și atunci? Da? Și atunci a fost prieteni? Manole. Salutare, dragi prieteni. Manole, era și sărcinată. Pregătim ziua lui Mărcuța. Mamă, și acolo ce faci? Și eu n-am venit cu ei. Și a zărit-o. Da, a zărit-o până la urmă. Nu iau niște deșea acolo. Salutare prieteni, să vă arătăm pregătirile de care le-am făcut acum. Uitați ce facem atunci acum tu, da? Da, floricele. Aici ce avem? Oaie. Și când am uitat pe acoperiș, acoperiș, nu mai există tablă de plumb. De un centimetru, tabla de plumb. Suntem și noi aproape gata. Aproape gata, dar încă n-am terminat. Neagurile, batata. Și a zis-o să ia numai șef. Încheieturile deasupra, ca volanul, și numai șef. Cum zice? Cobra. Floarea șefelui, în sfârșit. Peste tot să ia. Vreditul. Se acoperi și un vreditul de șare. Au zis doar ce povestește ne-a rămit aici. Asta, dar... Am venit niște oameni turiști. Dom'le, ce înseamnă? Nu înseamnă om, Manole. Niște oameni filozofi, specialiști. Și mi-a spus chiar din dom'le, Manole înseamnă merite în limba latină. Iar ce înseamnă? Noi spunem Manole Zidaru, dar nu era. Era Manole, se numea Mechei, în limba latină. Dar Mechei era unde ce spunea lui Manole? Așa mă trebuie spune. Așa i-a spus, Manole, mărșea lui Manole. El a zândit pe nevastă. Da, a zândit-o pe nevastă. Ei, atunci l-a întrebat, Marie, nu e Bataramu. El era să acoperi și mănăstirea. Și Manole, mai poți să faci altă mănăstire ca asta? N-am mai mult. I-a spus, fac altă mai frumoasă. El. Dar atunci a dat ordin la... Slujitorii lui, la ucenicii lui, că ia schelele de la mănăstire. Era doar la mănăstire. Vorbiți cu prietenii mei, da, le-am arătat aici. Salutări, el s-a făcut aripi de scândură, de care stătea pe scândură, pe acoperit. S-a făcut aripi, ca la avion. Și l-a zburat, l-a zburat de la cinta, să zicem, până unde e crucea lui, a ieșit din zbor, unde a zburat acolo, a picat. Am înțeles de unde era ea, m-a nevat al Manole, țâțele, ei cu japă. Nu, măi, nu. Păi, eu te-am vândat camera. Mami, lasă vlogul să meargă, pune-l cum și pune-l acolo, așa. Chiar că nu vorbim cu ei, chiar că nu vorbim, hai. Nu să supără prietenii, cerem scuze prieteni de la dumneavoastră, dar trebuie să punem masa și noi mai repede, că o să vină musafirii. Dar dacă aveți bună voință să vedeți ce facem aici, stați alături de noi. Cadea bari? Hai toată de la șopana să facem asta. Și mă veru mai ține. Ce răvă de la tăr? Hai toată le masa. Și în spațiul de mănăstire aceea am vizitat mănăstirea. Acolo, în mănăstire, când dă niște târpișori așa, și în dreapta și în stânga, când merg către altar, cu o frighie frumoasă din mătasă, să nu te bagi în dreapta sau în stânga, acolo sunt morminți. Al Carol I, Carol al II-lea, Stana Elisabeta Socială, neapoi ăsta, Radu de la Pumat, ginele lui, toți sunt mormântare. Mi-a rămit, de unde le știi dumneavoastră pe toți? Pentru că am fost și a citit ce trece pe capacul mormântului numele lui. La orice mormânt. Ia o scutună ce spune mi-a rămit. Și de asta este Sfânta Evangheliei în geam închisă. N-ai voie să primi mâna pe ea. Să s-au desfaci ușa, e închisă, cu cheie. Dar nu m-au văzut pe din geam, prin geam. Sfânta Evangheliei cruce de aur. Acolo, spatele mănăstirii, mai este o biserică mai mică, pe care este Sfânta Sfântea, acolo. Da, dar m-a auzit, asta e renumită acolo, la Curtea de Arde, mănăstirea lui Manole. Așa e renumită, mănăstirea lui Manole.
Bună ziua, domnule. Acolo sunt măicuță. Sunt în ieșire sau arantul din mai jos. Sunt măicuță. Sunt tot un foc, greșa. E mănăstire mare. Mare. Prima e Europa. Nu există una după aia. Uite, o să zic că eu sunt atrăgat un joc acolo, dar așezat pe un plai. În spatele mănăstirii există un care Unta, ia pe colegi. Dar e și demul mănăstirea, că știu că povestea tata de rând când eram nevea unul de la arte. Corpul. De la curtea de arte, de la mănăstire, sunt vreo 40 de kilometri până la Maraj Univeală. Dar asta la Albeșteu. Pe drumul Ațan Stăgărășanu, de acolo, la Albeșteu. Dar acolo asta nu e cu corp. Deci eu văd că e un ăsta. Da. Acolo în Vale. Numai în Chiricoane. La Corbenea, din Vale. Fiecare. Vale. Da, Reca Pătâneni, Corbenii, până la barajul Vidalului. De la baraj, de la Valea Cupește, frumos pe etaj, 130 km, 140 km, numai urci. Așa că să vadă și prietenii noștri care urmăresc canalul de YouTube, Pane de la Craia, o poveste adevărată de la Mănăstirea lui Manole, de la Curtea de Arge. Da. Se povestește de Aromică, să trăiască 1000 de ani de Aromică, dacă a fost acolo și știe tot de mers. Auzi, Cuciune, tu ai stat la Cluj, dar nu știi nici la Cluj. Nu știu. Ai fost tu la Mănăstirea de acolo, ai fost? A fost, Cuciune. Nu mai pot. Așa că vreau să spun la toți prietenii mei, care au urmărit canalul meu de YouTube, Fane de la Craia, și nu v-am lăsat la Dani, nepotul ăsta meu trebuie să-i găsesc și lui o fetiță să-l căsătoresc. Nu mă aștept nici după tata lui, nici după mama lui. Dacă vine cineva la mine cu o fată, vreau să-l însărcă de urgent. Fac eu apel acum, dacă e vreo unul și vrea să mă lită fata, să vine la mine, că vreau să-l însărcă pe urgent. O să ai apăzestră multă. Mai odată, repet, copilul ăsta trebuie să-l înjurăm. Dacă aveți o fată de măritat, veniți la mine. Tu ai fată de măritat? Marie! Mulțumesc! Mulțumesc! Vorbește, uite, mai ai o cameră acolo! Unde e? Uite! Șurea! Șurea până geapa, șurea! Aici suntem la praznicul lui Mărcuța de la Trehaia, nepoata mea. Și astăzi este înălțarea Domnului, ziua următoare. La mulți ani, la cuță. Acum 10 ani mă ferea să nu mă vadă din cuță și acum am filmat. Mamă, iată cât de pregătie aici. Dacă la o mamă, că n-am la bacă. Asta te-am înțeles dacă vreau. Mai mic am înțeles, rupă ce s-a vrea. Ai numărat sau mare de? Nu, 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 nu,
Pani, la ce ani te-am povestit? Da. Da. Marie, mă dați-mi! Mă duc, tata! Marie, da, ce am făcut cu părere, dar trebuie să se facă la prăjituri. Nu,
Banii de la aia, nu-și vedea pe oameni. A luat un interviu cu neroul. Nu-și vedea pe oameni. Nu-și vedea pe oameni. Hai, la cara. O mică auzicăție. Nu-și vedea pe oameni. Maria.
Hai, repede, mori! Nu, 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 nu